La Râmnicu Sărat, grădinițele cu program prelungit nu vor intra în vacanță pe 25 iunie. La solicitarea părinților care nu au cu cine să-și lase copiii, unitățile preșcolare vor continua să funcționeze. Grădinițele vor fi deschise pe rând, astfel încât să asigure toată perioada vacanței. În acest an școlar, în perioada 1 iulie, 22 iulie, funcționează grădinița cu program prelungit numărul 2, care, foarte important pentru toți părinții, nu are grupă de creșă. În perioada următoare, până pe 12 august, este deschis Căminul Mugurașii, aici este creșă, iar între 16 și 2 septembrie este deschisă grădinița noastră, grădinița Lumea Copilăriei, și noi avem grupă de creșă. Reprezentanții unităților de învățământ spun că, în general, părinții care lucrează tot timpul zilei sunt cei care își aduc copiii la cursuri și în perioada vacanței. Programul micuților pe timpul verii va cuprinde doar activități extracurriculare. Copiii se vor juca, vor desena sau vor picta. Sunt activități mai mult de socializare și de recreere, activități de jocuri în aer liber, activități non-formale. Bineînțeles că, dacă timpul nu ne permite, o să stăm și în incinta grădiniței și o să mai găsim noi de spus o poveste, de colorat ceva, de desenat, de învățat un cântecel, activități care le plac copiilor. În lunile iulie și august, preșcolarii care vor veni la grădiniță vor beneficia de cazare, masă și supraveghere, la fel ca în timpul anului școlar.